Doamnelor, domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Deascălu Bulina. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine m-a regăsit! Un nou accident în același loc, când a mai fost? Marți, nu? Nu chiar în același loc, tot pe drumul ăsta care vine de la Rădăuț spre Suceava. O mașină a poliției de data aceasta a fost. Da, a fost de pompieri, asta de poliție. Am văzut, e vorba despre intrarea aia, cum faci dreapta și te duci la Pătrăuț. Acum, când mergi dinspre Suceava, înspre Rădăuț și faci dreapta. Eu am înțeles din știre și cred că am înțeles foarte bine că femeia care venea cu mașina și care a fost lovită de mașina poliției ieșea dinspre Pătrăuț și făcea stânga spre Suceava, da? Și a venit mașina dinspre Rădăuț și a lovit-o pe femeia. Întrebarea este foarte simplă. Cu ce viteză mergea mașina miliției? Pentru că acolo este câmp deschis. Și tu ca milițian care mergi la școli și când începe anul școlar, și când sunt ore de dirigenție, da, și ceri să se conducă preventiv, că așa scrie la carte, trebuie condusul preventiv. Cu ce viteză mergea mașina miliției? Cu 120? Cu 115? Cu cât mergea acolo? Pentru că un șofer nu foarte experimentat, care conduce preventiv așa cum trebuie, nu are voie să nu vadă în timp util o mașină. Chiar dacă ar fi ieșit femeia din scurt. Însă o mașină care merge cu o viteză normală, și acolo cred că este localitate, dacă nu mă înșel eu, cred că este localitate, în localitate se merge cu 60 pe oră, nu? Dacă este în afara localității, cu 90 de km pe oră. Ori fiind milițian, trebuie să fii mai antrenat, mai vigilent decât un om obișnuit și trebuie să calci frâna aia, astfel încât să eviți un accident. Eu nu cred că cineva din miliție va păți ceva din șoferul mașinii miliției. Vina va fi exclusivă a femeii. Cred că nu s-a asigurat femeia când a ieșit de acolo, dar este și vina miliției, pentru că nu a condus preventiv și la câtă experiență de șofer am eu, cred că mașina miliției mergea cu viteză foarte mare, pentru că miliția și cum sunt organele astea ale statului, milițienii gândesc, bă, mie nu mi se poate întâmpla nimic. Sunt milițian oricum, cu mașina miliției, mă văd fraierii se dau la o parte. Și n-are ce să mi se întâmple, pentru că eu sunt milițian. Asta este mentalitatea lor de milițieni. Da, uite, accidentul ăsta putea să fie mai urât. Absolut. Și să îi se întâmple ceva foarte grav. Ei, mentalitatea poliției de astăzi este mentalitatea miliției, însă miliția de atunci era mai cu minte, pentru că miliția de atunci avea o teamă de alte foruri de conducere. Însă acum miliția de astăzi nu mai are nicio teamă și milițienii umblă ca milițienii cum vor ei cu mașinile pe drumuri publice. Bun. Și acum un alt subiect. Ovidiu Milici și-a dat demisia din PSD. Cum ți se pare decizia domnului Milici? Este nu a dat foarte multe amănunte, condamnabilă, dar dintr-un punct de vedere. Că s-a dus Ovidiu Milici că o să meargă la Mihai Răzvan Ungureanu. Care este un personaj toxic pentru scena politică românească, Mihai Răzvan Ungureanu. După părerea mea, un personaj mult mai toxic decât Emil Boc, decât Dan Șova de la PSD, decât domnul Chițoiu sau alte personaje, indiferent din ce partid ai luat-o, eu cred că domnul Mihai Răzvan Ungureanu este cel mai toxic, pe locul 2 după Dan Diaconescu, personaj de pe scena politică românească. Este condamnabil că domnul Milici s-a dus la acest personaj toxic în partid. Mai bine se ducea la domnul Fluturi, direct la Partidul Democrat Liberal. Însă, pe de altă parte, Ovidiu Milici nu poate fi, știi că eu am boală așa cu traseiștii și vin și comentez aici. Domnul Milici nu poate fi considerat nu un traseist, pentru aici, că domnul Milici da. A stat 11 ani la PSD. În care a făcut ceva așa, acolo, 11 ani a stat în PSD a și scos. Pleacă dintr-un partid care se află la putere, într-un partid care se află în opoziție. Pleacă dintr-un partid care, conform sondajelor de opinie, e dat drept câștigător al alegerilor generale, o alianță politică, se duce într-o zonă politică în care șansele pentru a veni la guvernare din decembrie anul acesta sunt minime. Deci nu poți să spui că domnul Milici s-a dus după Ciolan. Și deci un partid în care avea niște trasist. Funcții. Poftim? Și un partid în care avea niște funcții. Da, și avea niște funcții. După aia că el o să candeze la Dorna, el nu are certitudinea. Deci șansele lui nu sunt mari că o să iasă deputat. Deci Ovidiu Milici nu aleargă după Ciolan.
Însă, Ovidiu Milici a plecat nemulțumit de ce se întâmplă în PSD. Noi nu trebuie să uităm. Adică noi nu trebuie să uităm. Trebuie de subliniat niște lucruri. Domnul Milici a fost o perioadă când el nici n-a avut servici. Cam n-a avut servici. Perioada. Muritor de foame a fost. Da. Domnul Milici, când era de făcut campanie la partid și de umblat pe coclauri, hai bă, Ovidiu Milici, valea, dă-i drumul. Când era de criticat administrația Flutur, poftiți, și administrația Ovidiu PDL, Milici, poftim Ovidiu Milici, dați topoare, luați toporul și dați cu toporul. Dacă facem un exercițiu de memorie, ne putem aduce aminte lesne că în perioada 2008-2012, o perioadă în care nu prea am putut vorbi de democrație pentru că era o dominație absolutistă a Partidului Democrat Liberal și la nivel central și local, au fost trei personaje care au făcut opoziție. Că, da, au făcut opoziție. Însemnând, doi am mers pe teren și vorbit cu oamenii și a apărut în conferințe de presă în care s-a criticat PDL-ul și guvernarea și administrația județeană. Aceste trei personaje sunt Cătălin Echifor, președintele organizației județene PSD, Ovidiu Donțu, președintele executiv al organizației județene a PSD și Ovidiu Milici, purtătorul de cuvânt al organizației județene a PSD. Uneori au mai ieșit în spațiul public pentru a critica ceea ce face puterea, ceea ce făcea puterea de atunci, senatorul Mârza și deputatul Stan. Cam din opoziția suceveană. Cam pe domnul atât s-a auzit. Pe domnul Băișanu nu-l punem că de la PNL el apărea odată la 4 ani. În 4 ani a apărut odată la 4 ani. Deci cam acești oameni făceau opoziție. Și nu l-am auzit, bă, în Câmpii. Nu l-am auzit spunând prostii. Acolo, adică da. Dacă făcea o declarație, da, spunea ceva era interesant acolo. Era mesajul, pertinent. Era okay. Bun. Deci avem pe acești trei piloni importanța ai opoziției de la vremea respectivă. Domnul Echifor este acum președinte al Consiliului Județean. Domnul Donțu este director de cancelarie a prefectului și are șanse foarte mari să devină senator. Și domnul Milici este în continuare fiul ploii. Adică, atunci când faci politică, îți asumi, când ești în opoziție, îți asumi niște riscuri. Mai ales atunci când ești foarte vocal. Ori din cei trei vocali, din cei trei tenori, Pavarotti, Carrera și Domingo, domnul Domingo a rămas pe drum. Ceilalți doi au făcut cariera. O două așa și cariera. Da. Și domnul Domingo l-a trimis la cumpăra covrigi, să mănânce iar covrigi în continuare. Nu este normal ce s-a întâmplat în cazul lui Ovidiu Milici. Și au trecut 3 luni de la alegeri. Că să vedem, că să facem, nu se mai că să vedem. Adică pentru ceilalți s-a putut vedea foarte repede. Nu știu, și acum dacă la PSD era penurie de personaje care să vină să facă propagandă, acum e plin de băieți care se calcă pe pombeuri. Că a existat o perioadă în care nimeni nu credea, așa cum n-a crezut nimeni că o să pice Nicolae Ceaușescu, așa nimeni nu credea că o să pice PDL-ul. În perioada aia erau cei trei, care era Domingo și Pavarotti. Acum da, e plin acolo. Un al treilea s-a pierdut, da, pe undeva. Nu, și acum e plin de băieți, știi? Și domnul Domingo, da, e pe la coadă, pe acolo, pe la, nu știu, e uitat pe un colț de etajeră. Și din punctul ăsta de vedere, domnul Milici are dreptate. Are dreptate prin ceea ce a făcut. Acum o să spun ceva. Bă, dar trebuia să se lase de tot de politică. Dom'le, dar asta îi place. Și el 11 ani de zile a stat într-un partid pe care l-a slujit cu abnegații. El putea să fie trădător în timpul administrației PD. Lucrul ăsta nu l-a făcut. Nu l-a făcut. Și de aceea nu poate fi trecut la traseiști. Ceea ce s-a întâmplat acum prin plecarea lui Ovidiu Milici. Eu știu cât de cunoscut este Ovidiu Milici, însă vorbim despre o funcție foarte importantă la nivelul unui partid. Este vorba despre purtătorul de cuvânt. Ori, cu 3 luni înainte de alegeri, să-ți plece purtătorul de cuvânt ție, partid aflat la putere, înseamnă că ai o mare problemă. Și acesta este un semnal rău pentru electoratul tău, ori pentru cel care este nehotărât și poate te-ar fi votat pe tine. Este un semnal foarte, de alarmă foarte puternic. Acum, dacă domnul Milici s-a dus în partea aialaltă, eu am ferma convingere că nu s-a dus el să bată la ușă. Eu sunt convins că au fost niște semnale care au fost auzite de Gheorghe Flutur că domnul Milici ar fi nemulțumit. Și
ar fi dat. Și eu cred că i-a dat un telefon, bă, nu vrei să vii la noi? Cred că așa s-a întâmplat. Pentru că PDL-ul ăla, acum, PDL-ul caută muniție de război electoral și face rost de gloanțe. Un glonț va fi Ovidiu Milici, care, iată, unul dintre cei mai mari critici ai lui Gheorghe Fluturi s-a dus la Gheorghe Fluturi. Și asta înseamnă foarte limpede că la USL, la PSD, problema este foarte gravă dacă a plecat Ovidiu Milici. Și este, cred că, cea mai cruntă lovitură pe care PSD-ul, pe partea politică, putea să o primească acum înainte de alegeri. Nu discutăm pe partea economică, aia e o altă discuție. Pe partea politică să plece ție purtătorul de cuvânt la arogantul nesuferitul de Mihai Răzvan Ungureanu, e o mare problemă. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei. Numai bine!